cred că a trecut printr-o experiență, două etape esențiale ale existenței sale. Prima este cea în care are o existență relativ normală, a un intelectual talentat, un mare grupă culturale, care își pune în mod firesc problemele credinței și care se simte în mod instinctiv, temperamental, atras de tipul înțelegerii, de tipul celui care ajută, de tipul celui care oferă un sprijin spiritual și moral celui aflat în nevoie, care a fost tipul personajului Dostoievskian, Prințul Mușchin, și încearcă să își modeleze propria existență după acest model al creștinului care trăiește într-o lume în care valorile creștine nu sunt deloc respectate și sunt zilnic încălcate. În paranteză trebuie să spun că acest model existențial al lui Mușchin nu apare niciodată în opera literară a lui Dimitrat, unde apare însă modelul demonic Dostoievskian, la unul dintre personajele cele mai puțin realizate ale sale, care este modelul ideologului Stavrogin, personajul Lucian, Hrăbat din Așteptând ceasul de acolo. Dar s-a întâmplat ca acest intelectual, care ar fi avut probabil o evoluție firească, fără mari coduturi, fără mari prăbușiri în existența sa, să se afle la un moment dat în situația lui Iov, să pierdă tot. Și a pierdut, în primul rând, starea materială. Siguranța zilei de mâine, nu pentru el, pentru cei pe care îi îndrăgea și pe care se simțea responsabil, ceea ce era mult mai greu de îndurat de propria suferință. S-a văzut eliminat din lumea din care făcuse parte, marginalizat, hăinuit, după care a urmat experiența minită, profund traumatizantă, a torturii și a închisorii. Din ultima pe care l-am cunoscut eu, trecuse prin aceste experiențe, deci un copil fără niciun fel de experiență a suferinței, în față cu un om care trecuse prin toate experiențele traumatizante limită, și care, în ciuda fragilității sale fizice, le biruise. Și pot să spun, acum cred, că nu le-a putut birui decât prin puterea credinței și a iubirii. Acestea au fost valorile, axele, care i-au organizat existența, dar care i-au dat și putere să reziste, ceea ce era esențial în situația. Cum se comporta acest intelectual în mediul atât de divers al unor oameni care trecuseră prin experiențe similare, al unor oameni care nu cunoscuseră nimic din aceste experiențe, dar cu care trebuia să comunice? În primul rând, primul lucru pe care inutilat, era exemplul unui comportament normal. Nu vă dați seama ce victorie formidabilă asupra vremurilor și asupra timpurilor era aceea de a comunica liber, deschis, fără ascunzișuri, cu cei din jur. Atunci când toată lumea vedea pe toată lumea, când toată lumea se temea să deschidă gura pentru că nu știa ce consecințe poate avea
cel mai mic cuvânt, din ochiul era singurul care își permitea să spună ce crede, să se comporte ca un om liber, normal, civilizat. Lucrul acesta era absolut traumatizant pentru cei care îl supravegheau. De scăpat, n-aveai ce să-i reproșezi, decât faptul că era el însuși și faptul că avea curajul să rămână el însuși într-un regim de puternică supraveghere, era cea din tâi victorie asupra istoriei din jur. De aceea, influența lui, mai ales asupra spiritelor tinere, era foarte puternică. Influența omului liber, care nu se teme să-și spună opinia și care încearcă să își deschidă, să îi deschidă pe ceilalți, încercând să comunice într-un tip foarte înțelegător cu el, era ceva cu totul neobișnuit în mediul în care ne formasem și care trăiam noi. Această experiență a libertății spirituale, păstrată în cele mai grele condiții, era forma lui de revoltă împotriva constrângerilor, care ni se impuneau și care îi se impuneau. Din plac, nu a putut niciodată un om care să fie constrâns să facă ceea ce voiau ceilalți să facă din el. A rămas întotdeauna el însuși. Și aceasta este o calitate extraordinară. Era în comportamentul lui, moștenise, bineînțeles, și calitățile și educația a tatălui său. Adică avea o plăcere a conversației, o capacitate de a înțelege, ajuta, trata bonul ironic pe celălalt. În orice caz, de a crea o atmosferă plăcută și deschisă de comunicare cu oricine. Dar acest om, care părea atât de comunicativ, era, în fond, inflexibil. Nu a renunțat niciodată la niciuna dintre opiniile lui, indiferent dacă erau lucrurile cel mai mărunte, ți erau lucrurile fundamentale ale existenței. Și am făcut o câteva exemple. Între 1966 și sfârșitul 66, după ce ne cunoscusem pe câteva și până când, din ultimul nu am mai putut scrie, eu am citit în manuscris sau în datilogramă absolut tot ce a publicat din ultimul. El avea un obicei. Nu folosea niciodată pronumele personal la forma mea cineva. Totdeauna folosea pronumele în forma arhaică la formele accentuate. Să îi spună, să îmi fac. De absolut de fiecare dată, și era prezentată, aveam aceeași discuție. Din opinie. Limba română, structura limbii române, istoria limbii române, cea de tradiție, cea de formă neaccentuată. M-au lăsat, bineînțeles, să îmi desfășor toate argumentele, nu spunea nici, dar nici nu spunea. Tot să îi spună, tot să îl facă. Așa, ăsta era chipul intelectual. Alte exemple. Sigur că existau oameni care supravegheau un institut, unii foarte apropiați de el, unii căutându-i prietenia și cultivându-i prietenia tocmai pentru a-l cunoaște cât mai bine și a fi cât mai corecți în sarcinile pe care le aveau, despre doi dintre ei știa precis că fac această treabă și eu știam că fac, l-am întrebat, cum îi suporți? De ce nu-i dai afară? De ce nu refuzi orice legătură cu ei? Nu mi-a răspuns nimic, dar nu și-a modificat niciodată cu nimic comportamentul față de acești. Nici nu
Nici nu i-a întors spatele vreodată. Nici nu i-a vorbit de rău pe vreodată. S-a comportat cu ei exact cum se comporta cu toți ceilalți din el. Și s-a început atunci să se întâmple minunea. Adică Vânătorul a început să se modeleze după personalitatea omului. Și îndrăznesc să spun că turnătorii lui Dimitran s-au modelat psihic, urmărind după ei, mai mult decât foarte mulți alți oameni, într-o situație absolut dostoievskiană. Pentru că acest om care părea extrem de împăcat cu sine și împăcat cu existența, era, în fond, un personaj adusat, profund dostoievskian. Nu era această împăcare, acest program de înțelegere și încurajare a celuilalt, pe care îl oferea tuturor celor din institut. De exemplu, la aproape ședințe săptămânale, fiecare membru al institutului își citea lucrarea personală. Unele erau jalnice. Cel din tâi care era în cuvântul era inutilat, parcă se repezease în cuvântul, și un singur grăunte de adevăr, dacă era într-o lucrare catastrofală, el l-a observat și pe acela punea în evidență. Avea voi excepțional la descoperi grăuntele de aur în balta noroi. Lucrul acesta, cuvântul acesta de încurajare al lui inutilat, devenise absolut necesar pentru toți cei care citeau în institut și în fața lui. Și acest cuvânt de încurajare, într-un fel, bloca criticile, unele destructive și în acea perioadă că eram foarte ferme și eram pusă pe critică destructivă, așa. Era întotdeauna blocată de bunătatea, înțelegerea, de perspectiva umană pe care o introduceze el, dintr-o dată, prin simplul sau exemplu, prin simplul mod de a se comporta. Când n-a mai fost dinuplat de institut, toată lumea a resimțit lipsa încrederii, lipsa încurajării lui Iarbă și aceste ședințe au fost desfințate foarte rapid după aceea, dar nu pentru că lipsea el, ci pentru că nu era bine să aduc peze printre, poate la un loc cine știe ce mai pot să spun. Așa încât au fost dispersați în țară. Deci, asta vreau să spun, încurajarea, încrederea, socialitatea, cuvântul de înțelegere și cuvântul bun pe care oferea oricui, erau lucrurile de care el însuși avea cea mai mare nevoie. Pentru că, discutând de-a lungul vremii cu el, am descoperit un profund introvertit, un Dimitre Tractil, sfârșiat de mari, nu îndoieli, de mari autoritățile, după părerea mea, imaginare, dar pentru el real, trăit ca un fenomen psihic real. Deci, mă întrebam la sfârșit, dacă n-am văzut vreodată pe Dinu Pilat, cu adevărat, fericit. El care știa să ne facă fericiți pe toți cei din lume. Și cred că l-am văzut pentru câteva minute, o singură dată, întâmplător, pe niște trepte, fiindcă întâlnirea din seara aceasta a fost așezată sub semnul trepte. Era la nunta mântăi, când Dinu urca scările mănăstirii Crașii,
având-o la braț pe mica mă rog e de bires. Atunci i-a văzut și atunci toată înfățișarea lui se schimbase. Ținuta portului era al unui învingător. Privirea străbătea prin lucru. Era un mare senior alături de care sincer prezența aproape fizică a tuturor laților și prietenilor care urcau treptele mănăstirii ca și ca să-și așeze frica în fața tătă. De câte ori vreau să evoc fericit de iluminat la această imagine mă gândesc. Mulțumesc!